Cu toții ne dorim ca în orașul nostru să respirăm aer curat, să avem un transport în comun bine pus la punct. Prin maniera în care își duce viața, cetățeanul, ideal să nu polueze. Și când zic poluare, mă refer la două aspecte, calitatea aerului și la emisii de carbon. Dar cât de greu este să ajungem la un oraș inteligent? Cuvântul smart e un cuvânt care e foarte uzitat în ultimii 10 ani, chiar și la noi în România. Spunea cineva că smart în India însemna să ai apă potabilă. Smart diferă de la țară la țară, oraș la oraș. Și în actuala criză energetică, unele investiții pentru orașul nostru ne pot salva bugetul local. Astfel, avem fonduri pentru alte proiecte. Orice oraș își poate reduce consumul de energie electrică între 50 și 60% dacă instalează aceste soluții LED și apoi poate să urce până la 70-80% dacă implementează și o soluție de telegestiune. Drumul către orașul inteligent, dar și exemple de așa da, chiar din România, în ediția de acum... Eu și Energia, podcastul care are grijă de facturile tale. Bun găsit tuturor la un nou episod al podcastului care îți poate micșora factura la curent electric. Suntem Cătălin Striblea, Mihai Nicuț, redactor șef al publicației economica.net și Mihai Bucureșteanu, redactor Europa FM. Suntem într-o perioadă de criză și de controverse, de discuții pro și contra raționalizării sau diminuării folosirii unor resurse, sau pe șleau, lumea se ceartă dacă e bine sau nu să mai stingă din becuri. Nu o să dezbatem, prieteni, cine are sau de ce are dreptate, dar un lucru e cert, nimeni nu ne împiedică să fim mai verzi și mai deștepți, adică smart, fie că este vorba de ce facem acasă sau de ce facem în orașele noastre. Lumea de azi înseamnă că nu mai putem consuma mult și haotic. Și dacă săptămânile trecute v-am dat soluții cum să procedăm acasă, acum trebuie să vorbim despre ce facem în orașele noastre. Și începem cu un exemplu concret de așa da. Știți deja comuna Ciugud, județul Alba, cea mai smart localitate din țară, dacă ne permiteți exprimarea. Care a fost rețeta succesului de fonduri europene și ce înseamnă de fapt o localitate smart în viziunea autorităților locale? Haideți să aflăm chiar de la primarul Gheorghe Damian. Am fost prima comună din România care am oferit plata electronică a datoriilor către primărie și soluții digitale pentru obținerea diverselor acte din primărie. Apoi l-am adus alături de noi pe acel automat de plată pe care l-am impus în fiecare magazin din cele 6 sate ale comunei, iar cetățenilor le-am dat câte un card cu un cod de bare în așa fel încât prin scanarea cardului se ducă direct în baza noastră de date. Sigur că în perioada pandemiei am dezvoltat alte soluții inteligente în așa fel încât interacțiunea, contribuabililor cu primăria să fie cât mai redusă. Dacă vorbim de, cetățean inteligent, am investit și am luat ca și partener în tot ceea ce înseamnă protecția mediului. Am avut prima parcare inteligentă acoperită cu panouri fotovoltaice și stații de încărcare auto. Dacă e să vorbim despre copil inteligent, știți că în urmă cu vreo 4 ani de zile am avut curajul să credem că școala de la țară are viitor și am investit atunci în prima școală inteligentă din mediul rural, iar rezultatul este unul cât se poate de plăcut. Așadar, un oraș inteligent este despre calitatea vieții, iar asta se poate reduce, în principal, la un lucru fundamental. Aerul pe care îl respirăm. Lucian Mircescu este specialist în sustenabilitate. De preferat ar fi ca toate lucrurile acestea să aibă loc într-o oarecare armonie și cu natura. Mă refer la faptul că prin maniera în care își duce viața, cetățeanul, ideal să nu polueze. Și când zic poluare, mă refer la două aspecte, calitatea aerului și la emisii de carbon. Trebuie să avem puțină grijă cu maniera în care ne consumăm resursele, maniera în care ne ducem viața. Iar un oraș ar trebui să intervină foarte mult și aici. Și anume, municipalitatea trebuie să fie, în general, preocupată de maniera în care sunt consumate resursele într-un oraș. Termeni foarte concreți, când vorbim de consum, mă gândesc la dimensiunea de transport, vorbim de combustibil, de energia care ne asigură mobilitatea, sau mai recent, energia electrică. E important să o cheltuim cât mai chipzuit. Mă gândesc la maniera în care ne încălzim casele, maniera în care ne le răcim.
Dar să continuăm. Nu e așa că niciodată nu ne interesează cât consumă tramvaiul, metroul, spitalul sau clădirea primăriei? Dar de ce să nu ne intereseze? Nu plătim tot noi ce se consumă acolo? Nu cumva avem drumuri mai proaste și autobuze mai puține pentru că cineva consumă fără măsură cu becurile pe străzi sau în altă parte? Și până la urmă, ce este un smart city? Cum funcționează? Unde trebuie să ajungem? Mihai Nicuț. Faptul că, în general, în comunitățile mari, în orașele mari, modul de organizare a noastră, a comunității, presupune un consum foarte mare de resurse. Iar acest concept de smart city, de oraș inteligent, care nu se referă doar la energie, este un concept de dezvoltare urbană care integrează și tehnologii și sisteme pentru a administra în mod eficient și mai ales securizat resursele unui oraș. Da? Deci, hai să dăm câteva exemple pentru oameni de ce înseamnă câteva aplicații de Smart City. Ele pot fi sute. De exemplu, chiar în România, în Brașov, sistemul de iluminat public este dimabil. Asta înseamnă că dacă se aprinde becul pe stradă la iluminatul public, intensitatea luminoasă poate să crească sau poate să scadă în funcție de ce își dorește sau în funcție de senzorul care este aplicat acolo, care calculează de câtă lumină este nevoie. Asta înseamnă energie electrică consumată mai puțin. Da? Un exemplu. Sunt foarte multe exemple banale de aplicații Smart City. De exemplu, simpla aplicație pentru transportul public din București. Acea aplicație prin care intri pe telefon, îți cumperi biletul pe telefon direct când te-ai urcat în autobuz. Nu mai trebuie să fie sute de chioșcuri care să consume energie electrică, la care să stai la coadă, de la care să-ți cumperi bilet. Asta ca să simplificăm cumva ce înseamnă la nivelul de basic, ce înseamnă un oraș inteligent. Primarul din Reșița, Ioan Popa, cu care am vorbit și în episodul trecut, are la rândul o viziune simplificată despre orașul inteligent. Cuvântul smart e un cuvânt care e foarte uzitat în ultimii 10 ani, chiar și la noi în România. Spunea cineva că smart în India însemna să ai apă potabilă. Smart diferă de la, eu știu, țară la țară, oraș la oraș. Cred că în cazul Reșiței, dacă vreți, smart este ca populația care astăzi locuiește în Reșița, împrospătată cu puțin sânge proaspăt, adică să mai aducem un pic de tineri, de dinamică în oraș, smart ar însemna să aibă, conform ultimelor tendințe din urbanism, orașul la 10-15 minute. Adică din locul unde locuiești, în 10-15 minute, să ai tot ce trebuie fără să fii obligat să apelezi la un autoturism personal sau chiar și la un mijloc de transport urban. Acesta ar trebui să fie viitorul, dar cum este prezentul? V-ați pus vreodată problema cât și cum se consumă în București? Într-o zi de vară, pe caniculă, consumul Bucureștiului este de peste 1000 de megawați. Într-un oraș ca Bucureștiul, de exemplu, care este, mă rog, se apropie deja de un, nu chiar de un megalopolis, dar este o aglomerare urbană foarte mare și, din păcate, extrem de densă, mult mai densă decât în alte părți, cel mai mare utilizator de energie electrică este rețeaua de metrou, în momentul de față, unde au mai încercat ei anumite optimizări, dar consumă mult, pe măsură ce se schimbă și s-au schimbat și vor continua să se schimbe trenurile, consumul de energie va scădea, dar nu foarte mult. Urmează sistemele de iluminat public. Sistemele de iluminat public consumă foarte multă energie electrică în condițiile în care ele funcționează cu tehnologii învechite. Țin să vă spun că un bec LED, de exemplu, de 10 kW, consumă cât un bec standard de 60-70 de kW. Dar gândiți-vă că în societatea modernă, digitală, avem centre de date. Un calcul recent arată că toate centrele de date din România consumă la olaltă cât tot orașul București, iar acestea se vor înmulți. Și desigur, acum vrem și mașini electrice. Știu că toată lumea se gândește la cât consumă acasă și dacă trebuie sau nu să plătească un preț subvenționat de stat. Dar instituțiile publice plătesc de fapt un preț plafonat? Mă întorc la Mihai Nicuț. În momentul de față, da, primăriile au preț plafonat pentru că orice consumator non-casnic, cu excepția celor mari, plătesc acest preț de 1 leu pe megawattul lor, care este undeva poate o treime spre jumătate din prețul real care ar trebui să se plătească. Vedem când se va termina cu această plafonare, vedem exact cum vor sta lucrurile, dacă se va termina, pentru că va fi o problemă. Sigur, veți gândi, fiind vorba de un serviciu public, de ce să nu fie plafonat prețul? Confortul oamenilor și civilizația sunt importante, dar iată un răspuns care îndeamnă la echilibru. Această plafonare are însă, dincolo de faptul că guvernul are grijă și nouă ne convine și tuturor le convine că plătesc facturi mai mici, această plafonare are și un efect negativ. Nu ne îndeamnă
la eficientizarea consumului și deocamdată alterează percepția de return al investiției în panouri fotovoltaice, de exemplu. Pentru că dacă ai un preț plafonat, nu-ți bați capul să-ți pui un panou sau o instalație fotovoltaică, zic, acasă, de 7-8 mii de euro, în condițiile în care cât plătesc acasă, 68 de bani, deja nu mai merită. Când o să plătești însă acasă un preț real de 2 lei, 2 lei și ceva, o să-ți dai seama că parcă rentează investiția de 7-8 mii de euro într-un sistem fotovoltaic. Și dacă tot am vorbit de primării, marea problemă în România este dosarul cu șină și drumurile la ghișee. Digitalizarea autorităților locale este un alt pas către orașul inteligent. Revin la Lucian Mircescu. Orice poate să facă o municipalitate să scutească cetățeanul de un drum la un ghișeu va fi nespus apreciat. Dar pentru asta există front office-ul și back office-ul. Back office-ul înseamnă oameni care să preia solicitări, adică poți să automatizezi lucrurile până la un punct. Întotdeauna vor exista cetățeni care poate nu vor înțelege perfect ce anume, cum anume funcționează un serviciu digital, inclusiv unul de plata taxelor. Plata taxelor e o activitate destul de complicată, dar vei avea nevoie și de oameni în spate care să-ți răspundă rapid, la întrebări, la nelămuriri care nu vor fi puține, iar ameliorarea aplicației alea care va automatiza lucruri reprezintă un proces de durată, adică în timp va exista acel fine-tuning care să răspundă câtor mai multe nevoi ale cetățeanului. Dar altfel, da, digitalizarea trebuie să facă parte din cultura instituțională. E clar că ai nevoie de funcționari care să fie ceva mai mult decât simplu literați în ale, să aibă niște minime competențe digitale. În câteva momente o să vă prezint soluții care să ne ajute să reducem consumul, dar să trăim la fel. Până atunci însă, hai să lămurim chestiunea raționalizării. Da, avem un îndemn la raționalizare, dar aici în România nu avem și obligații. Până la urmă, viața ne va învăța că e bine să stingem lumina. Mihai Nicuț. Din păcate, această problemă cu costul resurselor, din păcate pentru un anumit grad de confort, a ajuns să se regăsească și în anumite reglementări. Dacă ne uităm acum la ce se întâmplă prin prisma faptului că vine iarna, există temperaturi obligatorii în clădirile publice din vest, de exemplu, aplicabile chiar acum. Aer condiționat numai jos de 27 de grade, climatizare numai sus de 19 grade la iarnă. În România încă nu sunt impuse. Îmi închipui că nici nu vor fi, pentru că ecuația energetică este puțin mai simplă încă în România. Momentan, pentru că avem aceste prețuri plafonate, cât le mai poate susține guvernul. Dar lucrurile se mișcă într-acolo. Dar ce reglementări ar putea să apară în România? Va apărea un proiect de lege prin care va fi interzisă instalarea de centrale pe gaz în blocurile care se construiesc noi. Va fi interzisă. Va fi interzisă. Nu se mai pot instala centrale pe gaz de apartament, da? Eventual o centrală de scară. Începe să fie folosită din ce în ce mai mult pompa de căldură, care asociată, legată la un sistem de panouri fotovoltaice, înseamnă, iarăși, lipsă de poluare, înseamnă mai puțin un consum mai mic de resurse. Pentru autorizațiile de construire de blocuri. Deja nu se mai dau autorizații dacă nu există un anumit procent din locurile de parcare unde să fie stații de încărcare pentru mașini electrice. Da? Deci lumea se mișcă, iar acele stații de încărcare, evident, având conceptul de smart grid și smart city, sunt legate la aplicații, sunt legate între ele, știi foarte bine de pe telefon și vezi unde te duci să-ți încarci sau dacă stația de încărcare de acolo este blocată sau nu este blocată când ajungi tu să-ți încarci mașina. Acest tip de reglementări va apărea și la clădirile pe care le avem deja. Mă întorc la Mihai Nicuț. La folosirea celor vechi nu cred, dar la construcția celor noi, da, eu cred că într-un viitor previzibil de, nu știu, poate 20-30 de ani, în funcție de ce se va întâmpla, contează foarte mult care vor fi consecințele acestui război și cum va arăta lumea după acest război care pare că nu se termină. Dacă gazul va fi în continuare o resursă scumpă, dacă sancțiunile la adresa Rusiei vor rămâne, automat Europa va începe să renunțe vrând nevrând la utilizarea gazului, pentru că și gazul adus din alte părți este scump. Avantajul gazului rusesc era că este, cum se spune, la botul calului, ne ajunge conducta sau ajunge conducta în grădina germanului și e ieftin. Bun, dacă nu mai luăm de acolo, gazul va fi scump și trebuie înlocuit. Cu ce? Cu energie electrică, care trebuie produsă, da? Și care nu va mai fi produsă doar în centrale foarte mari. Va fi produsă foarte aproape de locul de consum. Va fi produsă chiar acasă. Mă aștept ca, poate sună futurist, dar ca în viitorii poate
poate 20-30 de ani de zile să nu se mai acorde autorizație de construcție dacă nu ai un anumit procent din consumul tău de energie electrică produs cu panouri pe casă. Până la reglementări și restricții, în localitățile mici, cea mai la îndemână soluție pentru a economisi energie în acest moment este schimbarea iluminatului stradal. Becurile vechi consumă de 4-5 ori mai mult. Dorin Chisăliță se ocupă cu implementarea sistemelor smart în orașe sau localități. Orice oraș își poate reduce consumul de energie electrică între 50 și 60% dacă instalează aceste soluții LED și apoi poate să urce până la 70-80% dacă implementează și o soluție de telegestiune sau o reducere a intensității luminoase pentru anumite intervale orare, de exemplu între, nu știu, 12 și 5 dimineața, dacă nu este un trafic pe străzile secundare ale orașului, acea intensitate se poate reduce, astfel se reduce și consumul de energie. Clar, aici vorbim de siguranța cetățenilor. Becurile ce sunt instalate acum sunt niște becuri vechi pe sodium, care consumă foarte mult în funcție de puterea lui, 150-254 de W, cu consumuri foarte mari. Trecând la LED, noi instalăm becuri de 50-80 de W, deci practic consumul scade de câteva ori. Ca să ajungem cât mai mulți să facem la fel, ne va trebui însă și o rețea deșteaptă. Vă aduceți aminte, am vorbit despre asta într-un episod anterior. Se numește Smart Grid. Ajungem la conceptul de smart city, dar la conceptul de smart grid, de rețea inteligentă. Niciun oraș nu poate funcționa smart dacă rețeaua lui electrică nu este inteligentă. Rețeaua inteligentă presupune, în primul rând, o contorizare inteligentă. Contorizare inteligentă la nivel de fiecare client, pentru ca operatorul de rețea să știe cât curent se consumă în orice moment, în fiecare punct din rețeaua lui, cât curent se produce în fiecare punct din rețeaua lui, pentru că avem prosumatori, pentru că producția de energie pentru consumul propriu poate să-ți depășească consumul propriu și tu atunci dai în rețea și operatorul de rețea o ia de la tine, curge și se duce la cel care nu are și trebuie să consume. Toate astea înseamnă un sistem informatic, un sistem bazat pe tehnologia 4G și în curând pe tehnologia 5G și acest sistem de contoare inteligente care spun tot timpul, în orice moment comunică cu rețeaua și spun în ce moment este nevoie de energie acolo, în ce moment acolo consumul este mai mare decât prognoza, în ce moment consumul este mai mic decât se prognozase acolo și resursele să poate fi distribuite la nivelul rețelei. Iar problema cu rețeaua pune piedici și în dezvoltarea orașului inteligent. Să luăm exemplul concret al stațiilor de încărcare pentru mașini electrice. Multe nu se pot instala pentru că nu suportă rețeaua. Mă întorc la Dorin Chisăliță. Problema, să zicem așa, este una de infrastructură, pentru că se doresc și acum prin Agenția Fondului de Mediu a instala stații de 72 de kW, dar poate pe acea stradă, în acea localitate, nu există acea putere. Și atunci aici ar trebui să fie o dezvoltare simultană, exact, să fie un ecosistem complet. Și mai dau un exemplu. Poate că sunt firme care ar dori să-și implementeze stații de încărcare auto și mașini, doar la birou sau la clădirea orașului sau la primărie, de exemplu, nu există acea putere. Și atunci trebuie să găsim zonele unde există puterea necesară și să instalăm acele stații. Mai fac o corelație cu ce am propus noi către anumite orașe, să dea stație de o putere mai mică, să o achiziționeze ei și să o dea angajatului să o instaleze acasă. Astfel încât tu dispersezi puterea necesară pe care trebuie să o ai tu, de exemplu, să o instalezi la primărie în mai multe locuri. Îi dai mașina de servici sau a primăriei pentru a folosi angajatul și el să-și o încarce acasă. Tu în platformă vezi cât curent a folosit el pentru încărcarea acelei mașini și poți apoi să-i decontezi. Dar tu la primărie ți-ai eliberat puterea și poți să-ți instalezi stații pentru vizitatori sau pentru alte mașini și angajezi și să instaleze acasă aceste stații. Cât despre comunitățile mari, ele sunt absolut obligate să adopte toate soluțiile noi. Din nou, Mihai Micuț. Iar în comunitățile mari, cum este Bucureștiul, deja începe să fie o preocupare pentru instalarea de panouri fotovoltaice pe acoperișurile blocurilor. Deja există, din câte știu eu, vreo 2-3 proiecte pilot, s-a pus pe un bloc, parcă țin eu minte, în sectorul 1 și există interesul ca astfel de inițiative să fie lărgite. Deci, va deveni o obișnuință. Producția de energie electrică din surse regenerabile în orașe, mai ales din surse fotovoltaice, va deveni ceva obișnuit. Vom vedea din ce în ce mai multe. Problema este ca rețeaua, în rețea să fie investit atât pe partea de tehnologie smart, smart metere, comunicații rapide, Internet of Things, pentru că lucrurile trebuie legate și așa mai departe, cât și pe partea clasică. Da? Pentru că rețeaua trebuie extinsă pentru a putea acomoda această energie care uneori este și în surplus. De fapt, toate orașele mari din această țară vor trebui să se ghideze după câteva principii clare.
Cel mai simplu exemplu este digitalizarea administrațiilor publice. În ziua de astăzi nu mai trebuie să mergem la 7-3-4 ghișe ale primăriei, mai sunt deschise câteva, și putem plăti de acasă. Putem plăti cardul, telefonul, aplicația informatică pe calculator și așa mai departe. Da? Deci există 6 cuvinte cheie pentru a înțelege un oraș inteligent și unde mergem. Da? Deci orașul inteligent trebuie să fie colaborativ, trebuie să fie economic, inovativ, integrat, deci trebuie să ne cuprindă pe toți, participativ și mai ales simplificat. Deci toate aceste lucruri vor conduce la o economie de resurse și nu numai la o economie de resurse energetice, da? Dar în principal o economie de resurse de energie, pentru că asta ne doare acum. Energia a devenit acum extrem de scumpă. Și nu uitați că fie pe banii publici, fie pe banii noștri de acasă, regulile sunt aceleași. Este un micromanagement, adică ce poate să facă un oraș cu consumatorii săi, poți să faci acasă cu consumatorii tăi. Dacă îți cumperi echipamente care pot fi reglate la lețeaua wireless din casă, da? Astfel încât să poți seta fie temperatura de funcționare a aerului condiționat, de exemplu, ești plecat de acasă, când vii, nu-i dai drumul direct să plece la 14 grade ca să răcească, poți să setezi să plece la 25 de grade și să meargă mult mai încet, consum mai puțin, poți să setezi la fel termostatul pe noapte. Nu trebuie când te culci să lași la 24-23 de grade să fie foarte cald noaptea, tu să te dezvelești că ți-e cald. Nu, îl setezi din timp la cât trebuie setat sau îl pui să coboare temperatura la o oră stabilită. Acest Internet of Things, aceste echipamente conectate la rețea și ulterior legate la telefonul nostru mobil, de exemplu, te ajută să îți eficientizezi consumul acasă. La fel cu becurile, da? Același lucru. La fel cu orice echipament care poate fi legat la rețeaua noastră de internet de acasă. Revin spre final la primarul din Ciugud, Gheorghe Damian. În dezvoltarea unei localități este nevoie și de atragerea firmelor, astfel încât cetățenii să nu plece din localitate. Iar odată cu firmele, la Ciugud au venit și cetățenii străini să trăiască în România. În 2005 am atras prima firmă și am pus bazele unui parc de dezvoltare economică, unei zone de dezvoltare economice, unde sunt acum vreo 45 de firme și peste 1000 de locuri de muncă și pe care îl vom extinde, pentru că nu mai avem deja terenuri disponibile. Avem și soluția asta pentru a oferi locuri de muncă, chiar Ciugudul duce o lipsă de forță de muncă, de fapt cum o duce toată România, însă avem, să zic, că așa oferim un trai sănătos, fericit, pentru că oamenii își găsesc aici de la școală loc de muncă, petrecerea timpului liber, liniștea necesară, toate condițiile de la oraș, dar în plus față de oraș avem acea liniște pe care la oraș poate nu o găsești. Aș vrea să vă întreb dacă au venit în Ciugud cetățeni din afara țării să se stabilească aici. Da, sigur, avem cetățeni veniți din Germania, cetățeni canadieni stabiliți aici, o familie chiar din Belgia care are un business în zona noastră industrială și și-au făcut casa aici. Avem cetățeni cam de peste tot. Și nu uitați, discuțiile despre raționalizări, crize și alte idei politice din acestea nu și-au rostul când suntem deștepți, adică smart, și acasă și în oraș. Ediția viitoare vorbim despre cum afectează prețurile mari societățile comerciale. Ți-a prezentat Eu și Energia. Pregătește-te azi pentru energia viitorului și află totul despre dreptul tău la energie. Urmărește în întregime pe europafm.ro podcastul Eu și Energia, susținut de Enel.